Cea mai lungă zi a fost și cea mai frumoasă pentru Cassandra și părinții ei. Astăzi s-a împlinit un vis. Înainte de prima operație, mama Cassandrei se ruga pentru orice ajutor. A venit astăzi și vă mulțumim pentru asta. Ați văzut deja minunea în ochii copilei. O bucurie uriașă, seninătate, sinceritate și dorință enormă de a face ceva. Pentru a ne mulțumi nouă tuturor, Cassandra ne-a cântat și ne-a recitat poezii. Deci, un negru mititel s-a însurat o fată și-a mărit familia cu 10 negri odată. Glasul cald al Cassandrei nu trădează nimic din suferința ei. În zâmbetul larg nu poți ghici prin ce chinuri cumplite a trecut în primii ani de viață. Nu exista punct nelovit. Abandonată de mama naturală, Casi a fost torturată de bunica ei, zdrobită în bătaie, arsă cu țigara, desfigurată complet. La 4 ani, Casi a ajuns pe un pat de spital. Acolo a văzut-o pentru prima oară cea care avea să-i devină înger păzitor, mama ei adoptivă, Dana Rotariu. Mami, hai și tu să vezi. Era piele și os, deci numai piele și os era. Altceva n-am văzut. Și cheală în cap și cu 3 cheguri de mare în cap. O imagine care i-a strâns sufletul. Atunci a decis că o va face pe Cassandra fiica ei. Și-a luat-o acasă. Iosif Rotariu i-a devenit tată. Când am văzut-o acasă și cum arăta, doream din toată inima ca să o facem bine. Dar drumul spre vindecare a fost mai greu decât își imaginau. A urmat luni întregi de dureri și coșmaruri. Noaptea când se trezea avea coșmarul. 6 luni de zile n-am dormit nicio noapte, nici eu, nici Roti, nici tata Roti. Erau vizibile problemele care le avea fata. Era clar că era mult de lucru. Dar rănile adânci nu erau singurele probleme. Cassandra a fost diagnosticată cu osteomielită, o boală care nu-i lasă oasele să se dezvolte normal. Trupul ei firav e plin de proteze. Pe brațe și pe picioare poartă cicatricile a 36 de operații. Rănile din suflet s-au cicatrizat primele. Dragostea părinților ei a vindecat-o. Doi negri mititei se jucau cu tunul, unul a înghițit ghiuleaua, așa a rămas doar unul. Dar drumul Cassandrei spre o viață normală e departe de sfârșit. Nimeni nu știe de câte operații va mai avea nevoie. Deocamdată se pregătește de intervenția cu numărul 37.